Interpretul de muzică lăutărească Adi Mitroi s-a stins din viață după ce a fost infectat cu noul SARS-CoV-2. Seara trecută, organismul îndrăgitului artist a cedat. Asta după ce starea acestuia se agravase în ultima perioadă, ținându-l în viață doar aparatele. O veste tristă zguduie lumea muzicii mehedințene. Îndrăgitul interpret de muzică lăutărească Adi Mitroi s-a stins din viață seara trecută după ce a luat contact cu noul virus SARS-CoV-2. Acesta se lupta pentru viață de mai multe săptămâni. A fost internat la Spitalul Municipal Orșova, unde medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l menține în viață. Starea interpretului se agravase în ultima perioadă, iar organismul nu a mai rezistat. Anunțul trist a adus doliu în lumea muzicii mehedințene. Oamenii au reacționat rapid și au trimis condoleanțe familiei, fiind șocați de faptul că artistul nu mai se află printre noi.